Răducule, cât e ceasul? A, e ok, mă. Stai că s-au culcat copiii. De fapt, nu, că discutăm despre istorie. Ar putea să stea și copiii ăștia peste 16 ani, așa. Cum? Ăștia de 16 ani știu mai multe despre sex decât mine. Bun, mă rog, ăștia peste 12 ani, dar doar cu acordul părinților, da? Așadar, întrebarea de astăzi este: cine a inventat sexul? He, ce întrebare ușoară. Normal că dacii, nu-i așa, domnul Puric? Vax populi. Cine o fi inventat sexul ăsta? V-ați întrebat vreodată? Nu știu, nu. M-aș duce spre partea aia, știu eu, undeva America de Sud, pentru că acolo știți cum sunt cu femeile, sunt niște femei frumoase și mă gândesc acolo. Eu zic romanii. Romanii credeți că a inventat sexul. De ce, doamnă? Pe ce vă bazați? Nu știu, cred că au știut ei asta. A știut ei cum să face, cum ar veni. Pe roman mergeți, dacii? Cine credeți că a inventat așa ceva? Nu știu ce să spun. Lumea, eu pot să știu cine a inventat sexul ăsta. Tineretul. Vă spun o chestiune. Eu nu sunt de aici. Corect. Rămânem la romani. Probabil inventat de o femeie. Inventat de o femeie sexul. De ce spuneți asta? Păi, pentru că fiecare bărbat în stilul lui se crede tare. Precum și dumneavoastră vă credeți tare, precum toți băieții se cred tare. Bine, fetele au ajuns să facă un studiu de caz despre băieții slabi. Uitându-mă la ăla, wow, îl arată așa, știți? Stai puțin că stai slab, e mic omul. Sau să uită la unul, arată mai bun, e făcut, știi? Stai că stai bun. Dar nu sunt de aici. Întrebați-vă catar de aici. Cine ești? De ce? Pentru că au trăit mai demult sau de ce credeți că chinezul a inventat sexul? Dacă nu și românul. Uite, poate dânsa știe că e mai în vârstă. Eu nu știu. Cine a inventat sexul, după părerea dumneavoastră? Romanii, eu zic. Romanii? Da. Nu dacii? Nu. Mergeți mai degrabă spre romani. Da. De ce? Erau mai pricepuți sau de ce? Erau mai pricepuți și mai înțelepți. Cam în ce an credeți că a fost inventat? Eu știu cum să spun. Acum 5-6 ani sau 25 de ani.